20-something years ago. Those cold nights in December and the sound of the falling snow. The fireplace warm us, the VHS movie box, your old broke down touring bus, and not a single cloud in the sky. Neața, dragii mei, bine v-am regăsit la un nou daily, bine ați revenit, e foarte frig la noi, atât în casă cât și afară, ne-am făcut aici un 3-in-1 și e cana caldă și așa de bine, de asta sunt și gros îmbrăcată, mi-am luat și papuci în picioare, cred că centrala nu funcționează bine astăzi, am dat mai înainte temperatura la maxim, dar se simte foarte rece gresia pe jos și afară e frig teribil, aveam de plătit în această dimineață câteva facturi și îmi propusesem eu să merg cu el doar cu căruciorul, mai prim și pe el, mai ia și aer, dar de unde, am lăsat pe Sofiuța la grădiniță și m-am întors acasă să iau mașina, că nu puteam, efectiv nu puteam, suflă vântul din toate direcțiile. Astăzi este marți la noi, n-am filmat duminică și luni nimic, cu toate că îmi propusesem, am promis că o să postez toată săptămâna asta în fiecare zi. Duminică am avut planuri, voiam să mergem pe la pădure, să ne plimbăm, dar vremea nu este de plimbare, după cum am zis, bate foarte tare vântul și rece afară, deci clar nu e vreme de plimbare, însă n-am stat degeaba duminică, am strâns și împachetat din boxă, n-am mai filmat tot procesul ăsta, am vrut să mă grăbesc, soțul a stat cu Eduard și eu cu Sofiuța, am strâns de acolo din boxă. Luni ce am făcut? Am tot amânat momentul când să încep să filmez până s-a făcut seară. În schimb am rezolvat cu biletul și vom pleca în România pe 5 martie. S-au scumpit foarte mult în câteva zile. Găsisem un bilet pe 27 februarie, un bilet pentru noi trei, care era foarte accesibil și ieri era de două ori mai scump, așa că am găsit mai apoi unul în martie și am rezolvat cu plecarea noastră în România. Acum am pus să fierb niște cărniță ca să fac o ciorbiță pentru prânz, să fac să avem și astăzi, să avem și mâine. Vreau, cred că după amiază, să strâng de aici din bucătărie, să împachetez lucrurile pe care le vom trimite în România. Poate reușesc să spăl și frigiderul, nu știu dacă reușesc să-l spăl și pe celălalt astăzi, dar vreau să fac transferul din celălalt în acesta la congelator, că s-a mai golit aici. Și aș vrea să fac transferul ca zilele ce urmează să-l spăl și pe el. Așa, câte un pic în fiecare zi, ca să rezolvăm până sâmbătă. Mi-am făcut și eu unghiile, n-am apucat să vi le arăt în vlogul trecut, mi-am făcut seara și am ales așa o culoare foarte apropiată de nuanța unghiei mele. M-am apucat și eu aici să curăț legumele, ca să pregătesc ciorbița, să fie gata pentru atunci când vine și Sofiuța de la grădiniță. Chiar mi-a părut rău în această dimineață de ea, când am lăsat-o la grădiniță, deoarece toate prietenele ei, nu știu, parcă a fost astăzi o zi așa tare ciudată, în afară de una singură, nu erau la grădiniță și noi am ajuns pe la 8 și un sfert, cam așa, și în mod normal ele ajungeau. Nu știu, bănuiesc că bolnăvioare, habar nu am, dar era așa de tristă și nu voia să meargă cam în nicio cameră să se joace, tot întreba de ele. Și am cumpărat Sofiuței caietul acela cu prietenii de la grădiniță și astăzi trebuia să îl dea la o altă prietenă,
Dar nu era venită, să sperăm că va veni. Dacă nu, o să schimb eu de acolo, nu știu, la altă fetiță. I-au completat și ei deja două și sper să îi completeze cât mai multe, ca să aibă și ea amintire. Nu v-am arătat căițelul când a venit, dar o să vi-l arăt eu într-o zi, când terminăm așa cu completatul în el. Aici și olbița fierbe, mai am să pun cartofii și pasta de roșii. Cafeluța este și ea cu mine, mi-am adus un scaun de la copilaș și ne punem să organizăm, să scotem ce trimitem în România de prin toate colțișoarele de aici din bucătărie. Este 11 ceasul, s-a trezit și Edișor și trebuie să merg să îl schimb de pijamale. I-am dat pe dedesubt de dimineață o pereche de ștrampi, mai nou a început să își tragă șosetele jos din picioare și cum este rece, i-am dat și ștrampi, dar trebuie acum să merg și să-l schimb și să joacă cu mingea. A primit două mingi, de fapt, când am fost la bancă. Era o doamnă care lucrează acolo, ne-a văzut și a venit cu mingile astea două la noi și cu o soluție din aceea de făcut baloane din spumă. La început să-l întrebe ce își dorește, dar mai apoi m-a întrebat dacă mai am acasă alți copii și a zis să le ia pe toate și să le împartă cu surioara lui. Nu pot să mă iei de acolo? Stai că ce dă mama. Am golit cât s-a putut de pe aici, am și șters, inițial nu mă gândisem să șterg dulapurile, ziceam doar să golesc și de săptămâna viitoare încolo să mă ocup și de ordine, dar dacă tot am golit, am zis să șterg și prin ele. Asta o să-l las aici, acolo am un aparat din ăsta care face la aburi și pe care trebuie să-l pun în cutia lui și nu știu dacă să vă arăt, dar uitați ce am făcut aici. Dezastru, dezastru. Vreau să le sortez, unele trebuie să aruncate, altele o să le trimit în România, după cum am zis, dar vreau să le pun și un pic la mașina de spălat. Geamurile cam așa arată, în condițiile în care am avut hota pornită, dar așa arată. M-am zis, e foarte frig și afară și în casă. Ce este? De ce ai băgat acolo? Merg să îl schimb pe Eduard, dar cred că mai întâi pun la mașina de spălat, apoi îl schimb pe Eduard și poate ieșim un pic să ne și plimbăm de afară. A ieșit soarele, dar nu cred eu că s-a încălzit cine știe ce. Dar totuși să mergem și un picuț afară. La fel și aici sunt geamurile. Da. Dar mai avem un pic și scăpăm de nebunia asta. Dar nu mai pune acolo, mama! No, you and me were poor stir. All we had was time. All we had was time. Every bad thing and every good, I wouldn't change it. În ritmul acesta cu cei mici, eu nu termin astăzi în bucătărie și vreau neapărat să duc la bun sfârșit lucrul acesta, ca de mâine să mă pot ocupa de altceva. De fapt, așa este și planul, ca în fiecare zi
să golesc o cameră. Azi nu știu ce a fost cu ei, că amândoi au adormit foarte greu, s-au tot foit acolo până într-un final au reușit să se liniștească. Mi-am luat aici o bucată de ciocolată ca să mai prind un pic de energie. Am pus deja mașina de vase la spălat, de asta vorbesc de aici din dormitor cu voi. Am adus din box două cutii din astea mai mari și vreau acum să merg să pun în cutiile alea două tot ce este necesar. Să vedem dacă mai e nevoie să mai aduc alta, dar eu zic că astea două sunt suficiente. Și cam asta. Mâncăm ciocolată să prindem energie. Mâncat și ciorbița, e și foarte, foarte bună. Aici am cele trei cutii pe care am reușit să le umplu, una mare și două mai mici, sunt foarte grele. Am pus și haine de ale noastre, am adus aici un sac, am învăluit în haine ca să nu se spargă, sper din suflet să ajungă cu bine și să nu se spargă nimic. Și acum mă gândeam să mă ocup un pic de acolo prin sertare, să văd pe masă încă este mare dezastru. Aici am sticlele astea care trebuie duse la sticlă, dar mai întâi să termin și o să umblu, cred că de aici încep. Să vedem. Unde stai? Ia vezi, caut-o aici așa. N-am terminat la bucătărie, mai am foarte puțin, lucrușoarele le-am cam strâns așa în mare. Mai trebuie doar să spăl frigiderul și vreau neapărat să-l spăl astăzi, ca de mâine v-am mai zis să mă ocup de altceva. Dar am luat o pauză să mă joc și cu cei mici un pic. Nu prea m-am ocupat cine știe ce de ei. Și am luat pauză, am adus aici jucării din astea micuțe. În ultimul timp doar cu astea vor să se joace. Este pisica acolo, da. Soțul a plecat și el mai înainte, nu știu dacă s-a auzit când a închis garajul. A plecat la antrenament, ceasul este 18, să nu mai zic 6, că voi primi corecție în comentarii, deci e ora 18, ne jucăm un pic și apoi mergem să terminăm și cu frigiderul și o să încheiem activitatea pe ziua de astăzi. Sofiuța a zis că mă ajută și o să vă arăt și tot ce am strâns acolo la bucătărie, că s-au strâns o grămadă de cutii și cutiuțe. Căldura acum a început să pornească, mi-a zis soțul de centrală că se aude, a venit mai înainte cineva și s-a uitat la ea, dar n-am mai venit să spună dacă a reparat-o sau nu, însă soțul a zis că se aude centrala și să sperăm că se și încălzește. Păi de unde mi-a adus o Edi? Că e destul de friguț în casă, chiar e frig, copilașii au câte două perechi de pantaloni pe ei.
două bluze, vrea să și mișcă mititei, dar dacă a pornit, sigur se încălzește repede de tot. Și noi aici, după cum am zis, ne jucăm. Aici am pus personajele din Zootropolis. V-am zis, Sofiuța a făcut o obsesie cu povestea asta și am pus aici animăluțele, le-am repetat numele. Da. Zici și tu ceva aici la cameră? Da. Da? Eu mă zic că aici așa multe treabă de făcut aici. Ai multă treabă. Da. Hai să ne terminăm treaba aici, da? Da. O mâncășoară cum? O mâncășoară cum? A început să mă doar un pic în gât. S-a făcut și destul de târziu. Cred că este undeva în jurul orei 23. Sofiuța mai înainte a adormit. Am zis să intru să-mi iau și eu la revedere de la voi, cam așa arată în momentul de față bucătăria mea. Am strâns aici totul. Mai am câteva lucrușoare pe masă care trebuie să împachetate. O să întorc un pic camera să vorbesc cu voi. Am aici niște pampers care mi-au rămas de la Eduard. Vreo 3 pachete sunt desfăcute. Am unul de la Lupilu, mărimea 1. Tot așa, în mărimea 1, 2 pachete, dar sunt desfăcute și luate din ele de la Baby Love DM. Și mai jos am 2 pachete întregi de la Pampers, dar nu mai știu ce mărime. Mărimea 0, de la mai mic, de 3 kg bebelușul. Și am aici peduri din astea pentru sunt de la Baby Love, tot așa DM. Și vreo 2 de la Lansinov, dacă nu mă înșel. Da. Cred că cutia asta e întreagă, nu cred că am folosit mare lucru. Și mă gândeam dacă printre voi este cineva care își dorește pampers și aceștia și vrea să vină să îi ridice personal de aici, de la mine, nu mă apuc să trimit prin poștă. Îi ofer cu mare drag și mai am o pompă manuală pentru mulți de la Avent și pe aceea o voi da cu mare drag. V-am zis, dacă vă doriți pampers și pompa și vreți să le folosiți, eu vi le ofer cu mare drag. Iar în cazul în care nu le dorește nimeni, o să le pun aici în fața casei și cu siguranță se va găsi cineva să le ia. Mă gândesc că poate, nu știu, pampers ăștia a început, poate nu-i doriți, dar e păcat de pachetele acelea două că sunt neîncepute și de pompă. Pompa am folosit-o o singură dată și atât. Și cred că am și ceva sticluțe de lapte, tot așa de la Avent, dacă nu mă șel, și cred că am unul de la Nuc. Nu mai știu sigur, dar dacă vă interesează, vă rog să îmi scrieți. Ne vedem un pic și la față. Să vă las codul 78737, vi-l scriu și pe ecran, în cazul în care vreți să vedeți dacă locuiți pe aici prin zonă. Eu m-aș bucura foarte mult să le ofer la cineva care mă urmărește, nu vreau absolut nimic pe ele, doar să vină și să le ridice personal. Nu vreau să mă apuc să trimit prin poștă, nici n-am aici în localitate. Și așa am zilele astea destul de pline și nu pot să mă ocup și de așa ceva. Dar dacă vreți să veniți și să le ridicați de aici, m-ar bucura foarte mult. Vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Vă doresc o zi și o seară frumoasă. V-am pupat și noi ne vedem mâine dimineață. Pa!